Bună seara, suntem la Starea Nației, începem o nouă săptămână în forță, fiecare pe unde poate. Noi aici în bătătură, primul ministru Victor Ponta în America. Lauginii. Păi nu v-ați întrebat, mă, ce caută primul ministru în Statele Unite? Am tot văzut zilele astea specialiști care își dau cu părerea slăbuți, mă, foarte slăbuți. Păi n-a zis, bă, săptămâna trecută nenea Davignon, ăla șeful grupului Bilderberg, că România stă mai bine decât Statele Unite? All governments in the world could do better. Romania is doing much better than the United States for the moment. Așadar, l-au chemat americanii pe Victor Ponta să le arate cum se face, mă. Mai ales că după toată nebunia asta cu shutdown-ul, americanii nu se simt deloc bine. Nu știm dacă Ponta se va vedea și cu Barack al lui Obama zilele astea. Premierul României a anunțat că are un program foarte încărcat, dar că o să încerce să-și facă timp și pentru o scurtă vizită în biroul Oval. Oricum, despre vizita lui Ponta în Statele Unite și despre relația cu România ne va vorbi nouă, în exclusivitate aici la România TV, chiar președintele Americii. Veți vedea asta imediat în emisiunea din această seară. Urmărim sumarul, revenim, stați cu noi! Da, mi se spune că președintele american este deja la cadru pentru a intra în direct la emisiunea noastră, să nu-l lăsăm să aștepte pe oaspetele nostru. Domnule Obama, bună seara! Bine ați venit la emisiunea Starea Nației, care se difuzează zilnic de luni până vineri, de la 23:15 la România TV. Ne bucurăm să vă avem alături. Ne scuzați că v-am lăsat să așteptați atât. Știm că v-ați exprimat dorința de a intra în direct cu noi încă de acum 3 luni, dar am fost foarte ocupați. Cel mai important este că acum sunteți aici și vă puteți adresa nației prin intermediul nostru. Șeful grupului Bilderberg spune că România stă mai bine ca Statele Unite în acest moment, din toate punctele de vedere. Care este opinia dumneavoastră despre relația dintre cele două state, America și România? There's been cooperation in some areas, there's been competition in others. They provided us help in terms of supplying our troops in Afghanistan. That has been done and that is going to continue to be done. Domnule Obama, cât de importantă este vizita premierului Ponta în Statele Unite? That's important business in terms of our economy and our jobs and all the issues that are of concern to Americans. Bun, am înțeles. Apreciez onestitatea dumneavoastră, dar ce sperați să obțineți din această vizită a premierului Ponta în Statele Unite și ce părere aveți despre meciul ăsta privind exploatarea aurului de la Roșia Montană? And one of the things I'm really looking forward to is maybe some gay and lesbian athletes bringing home the gold or silver or bronze. Nu, cred că v-au dat greșit oamenii dumneavoastră ce să răspundeți la această întrebare. Eu vorbeam despre aurul de la Roșia Montană și despre meciul dintre Roșia Montană Gold Corporation și protestatari, nu despre o întrecere sportivă. Mă rog, se mai întâmplă. Auziți, dacă aveți vreun lăzăroiu pe acolo, scăpați repede de el. Dar altceva mă uimește pe mine, domnule Obama. Până acum nu eram tratați la justa noastră valoare în relația cu Statele Unite. Acum, după ce v-ați dat seama că de fapt suntem mai buni decât dumneavoastră și că avem guvernanți mai competenți, v-ați reconsiderat poziția și iată, așteptați sfaturi de la premierul nostru. Cum vedeți relația asta în continuare? Văd că vreți să vă retrageți și trupele din Afganistan, tot pe la noi. We're going to assess where the relationship can advance U.S. interests and increase peace and stability and prosperity around the world. Păi stați un pic, domnule, stați un pic, domnul Obama. Veți fi dumneavoastră cel mai puternic om din lume, dar cred că timpul dumneavoastră și al americanilor a apus. Acum e timpul noilor politicieni puternici, precum Ponta, Crin Antonescu. Eu vă rog să vă reconsiderați poziția, că altfel acum pun mâna pe telefon și îi spun domnului Ponta, știți, noi suntem postul de casă al domniei sale, să nu se mai vadă cu dumneavoastră, da? Rather than a zero-sum competition, in fact, if the two countries are working together, we can probably advance the betterment of both peoples.
Eh? Așa? Vedeți? E altceva, e altceva, domne. Acum ai veniți de acasă. Haideți că ne grăbim. Aveți un ultim mesaj pentru români? Keep in mind that Hai bă, frate, bă, să vede că aveți mari probleme acolo în America. Vicii, ești Marea Evanghelie. Hai, ne pare rău, nu mai avem timp, dar pentru că ai fost băiat bun, promitem să te mai programăm la emisiunea noastră. Dușmani importă pică, dar n-au mă scuzați. Știți cazul fetei expulzate recent din Franța, da? O țigăncușă din Kosovo care trăia în Franța, mergea la școală, era aproape integrată, a fost trimisă înapoi în țara ei. Bă, și că scandal s-a făcut pe tema asta, mă! Bă, dar pe american nu-i vede nimeni, mă! Păi voi ați văzut ce i-au făcut lui copilul minune al nostru? Eu pus lui Adiță minune interdicție 100 de ani, mă! 100 de ani! Deci nu definitiv, doar 100 de ani. Practic, sub masca unei interdicții temporare, i-au refuzat un drept. I-au anulat pe veci dreptul la libera circulație. Tocmai ei, mă, americanii, care împart dreptatea și libertățile pe pământ. Dar voi ce credeți, mă, americanilor, mă? Că Adiță, copilul minune, e fiul lui Ion Iliescu minune și al Paulei Iacob minune, mă? Să trăiască până îi ridicați voi interdicția? Pe cum să mai exportăm, bă, noi valorile dacă importatorii nu ne dau voie? Na, Ion Iliescu nici n-a ieșit bine cu picioarele din politică, că a și intrat cu ele în Enciclopedia Britannica. Am citit și am rămas mască. Ia să vedem noi ce scriu ăștia la Enciclopedia Britannica despre Neion Iliescu. Să vedem la C, să vedem. C, la comuniști bătrâni. Nu e la comuniști bătrâni. Ia să mai căutăm, noi mergem mai departe, să mergem la P, să-l căutăm la P, de la președinți cu mâinile pătate. Da. Așa. Bă, nu e bă nici aici, mă. Dar o fi la B. Ia să-l căutăm la B. E bu, ba, bu, 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 bu. Nu e, doar bunicuța din Scufița Roșie. Da. A, și Baba Cloanța mai, da? Nu. Ia să vedem noi, nu, dar tot la C trebuie să-l găsim. Tot la C trebuie să-l găsim pe Ilici, că e, trebuie să fie la C, de la cârpă comunistă. Ia să vedem. C. Nu comunistă. Cârpă caghebistă, să căutăm. Păi da, așa. Nu e, mă. Bă, ce ai, bă, asta? Na, bă, asta e presă, mă. Nu se poate. Băi, presă mincinoasă, bă. Până nu apare Enciclopedia Sovietica, n-o să-l vedem pe Neanelu niciunde. S-a schimbat șefia la tineretul PSD-ist. Gata, frate. În locul lui Nicu Bănicioiu a venit Mihai Sturzu. Mai exact, a venit unul care le cânta adolescenților la baluri și a plecat unul care ținea adolescentele pe genunchi. E, hai bă, că nu s-au schimbat lucrurile atât de dramatic, nu? Dar trebuie să-l știți pe Mihai Sturzu. E băiatul acela de la HiQ care n-avea voce nici măcar să vorbească pe muzică. Acum nu mă întrebați ce este HiQ, că asta chiar nu știu. Organizația de tineret însă, la un partid, nu înseamnă nimic. Da, nimic. Mai vin greii de la București pe la școlile de vară să vadă cum arată tinerele partidului în costume de baie și asta e tot. Iar la alegeri, tinerii sunt trimiși să lingă și să lipească afișe pentru 50 de lei pe zi. Oricum, băiatul ăsta, Mihai Sturzu, are politica în sânge, mă. Pentru el e așa, e ca mersul pe bicicletă, mă. Nu se uită niciodată. Vezi că vin prin spatele vostru și ajung în fața voastră, da? Este bine acolo, hai! Ia uite-l, frate! Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum.
Doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută, vom continua să fim alături de manifestanții din București și din întreaga țară, transmițând live, în direct și în înregistrare. Am vrut să mergem și la Pungești zilele astea, dar am auzit că acolo sunt deja cei de la Russia Today. N-avem atâtea ceasuri și paltoane cât să rezistăm la mai mult de 5 minute de transmisie, așa că am renunțat la idee. Din păcate, am ratat evenimentele de joi seară. Dacă nu știți ce s-a întâmplat joi seară, să mai aruncăm o privire peste imagini. Demisia! 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 Dar nu putem rata la nesfârșit, așa că am mutat camerele în centrul vechi, iar în această seară sunt în direct cu domnul Claudiu Paște, lider al protestatarilor. Domnule Paște, bună seara, sunteți în direct. Ia mă, trădătorule, ia nenorocitule, coruptule, vrei să ne vinzi, mă, ia de aici. Ia mă, domnule Paște, domnule Paște, sunteți în direct, alo, domnule Paște. Ia mă, te-ai vândut pe 30 de arginți, pe 20, te-ai vândut, da? Alo, suntem în direct? Da, 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 suntem în direct. Ce faceți acum în centrul vechi? Scuzați, nu fac nimic, pentru că nu sunt în centrul vechi, în primul rând. Cum? Da. Echipa noastră de acolo transmite. Cum nu sunteți în centrul vechi? Domnule, mă credeți pe mine sau echipa noastră? Nu sunt în centrul vechi. Deci nu sunt. Ia mă, ia. În fine, nu vă contrazic pentru că am văzut că se întâmplă lucruri atunci când îi contrazici pe protestatari. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat joi? Unde? Ce s-a întâmplat joi? În centrul vechi, domnule, când a fost agresat ministrul culturii. Domnule, credeam că vreți să discutăm lucruri serioase, domnul Pătraru. Da, e serios. Asta e o treabă serioasă, nu? Nu, nu-i serios, domnul Pătraru. Deci, pur și simplu, acel domn a venit la noi, în casa noastră, cum ar veni, în centrul vechi, în mijlocul mișcării noastre, așa, și și-a aruncat niște bani falși, și-a aruncat o punguță cu monede, s-a scuipat, s-a înjurat și a spart geamul la mașină. Ați văzut, de fapt, deci s-a văzut clar pe YouTube tot. Băi, haideți, domnule, cum adică și-a făcut singur toate astea? Singur, singurel. Deci noi suntem niște manifestanți civilizați, pașnici, suntem oameni frumoși, noi nu facem așa ceva. Ia mă, vrei ceanură, vrei să ne trăvești pădurile, munte, ia mă, nenorocit. Da. De unde știți cum s-au întâmplat lucrurile? Ați fost acolo? Nu, n-am fost. Păi și atunci de unde știți dacă n-ați fost? Haide, domnule, se știe pe YouTube, e pe Facebook, e pe Twitter, toată lumea știe. Deci, no, se știe. Mă scuzați că vă întreb, dar ce faceți acum? Nimic. Eu am văzut, vorbiți cu cineva acolo, loviți pe cineva. Nu, domnule, nu, e aici, e un domn care s-a bătut singur, se bate singur, e un infiltrat, un nenorocit. Zi, mă, că te-ai bătut singur, zi! Stai, m-am bătut singur, domnul Pătraru! Vedeți, domnul Pătraru, singur s-a bătut, deci asta e. Extra. Bun, am înțeles. În continuare, ce sperați să obțineți de la proteste? Îmi pare rău, nu mai pot să stau, domnul Pătraru, așteaptă și alte televiziuni, am treabă, am niște angajați de neplătit, vă rog. Vrem cultură, nu ceanură. Vrem cultură. Paște, alo, vă rog, domne, stați puțin, domne. Vrem cultură, nu ceanură. Am o întrebare, domnul Paște. Ia uite, bă, a plecat. Da, se pare că nu avem noroc. Toate conversațiile noastre cu protestatarii așa se termină în coadă de pește, dar să știți că vom insista, vom persevera. Să continuăm. Mă, nu știu cum se face, dar nimeni n-a remarcat o chestie foarte simpatică. De când s-a constituit Comisia aia parlamentară pentru studierea problematicii de la Roșia Montană, președinte al comisiei a fost numit Darius Vâlcov, senator PSD, care Darius Vâlcov era până acum un an și ceva un vașnic primar PDL, supărat rău de tot pe PSD-iștii din teritoriu. De la Consiliul Județean și care... Dar faptul că băiatul ăsta este un traseist care a trecut de la PDL la PSD pentru a câștiga un nou mandat de primar la Slatina și pentru a ajunge mai apoi senator, nu este singura calitate a lui Darius Vâlcov. Nici pe departe.
Principala calitate a domnului, susținător discret al proiectului de la Roșia Montană, e că e soțul Laviniei Șant.